fost cam două întrebări care mi s-au tot pus. Păi bănuiesc că e timpul să răspundem la una, nu? Nu. Ceau locuitorul, și cum am spus, au fost cam două întrebări. Una dintre ele ar fi gen, bă, să văd filmul ăsta la cinema, merită? Nu știu, da, nu. Dar aia alta ar fi gen, bă, ce filme de groază să văd? Ăsta e bun, ăsta e bun, ăsta e bun. Și știți că astea se repetă cam o mare parte toate. Înțelegi? Gen, e același film. Nu prea ai de unde să alegi. Și atunci am venit cu un top pe care nu l-am scris. Dar, na, o să vi-l zic din cap, pentru că deja le știu. Alea bune de groază, pentru că nu văd așa de multe. Deci hai să-i dăm drumul, nu? No? Desigur, nu am un număr gen top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, pula mea. Nu. O să le organizez în capul meu cum o să-mi vină, gen cel mai slab și cel mai bun. Nu o să fie multe oricum. Așa, deci primul ar fi Sinister. Sinister nu este chiar un film de groază, este mai mult un film de ambientă sau ambiental. Dar e un film care te ține în suspans, l-am văzut, eram un pas, stăteam, uitam, ce fain, l-am văzut cu o tipă și ne așteptam să fie super mega de groază și eram, băi, asta a fost de groază, a fost interesant, a fost de groază. Următorul ar fi, desigur, Friday 13, Vineri 13, remake-ul, celelalte nu prea știu ce să spun. Dar Friday 13, remake-ul din 2009 a fost super tare, a fost de groază, a fost cutiță, a fost tot. Gen, e foarte clișeic, dar e foarte tare. Urmăriți Friday 13. Altul ar fi, desigur, tot cu Jason din Friday 13, ar fi filmul ăsta Jason vs. Freddy, care e destul de celebru. E sincer unul dintre cele mai bune filme și fan filme de groază pe care l-am văzut, pentru că l-ai pe Jason care e foarte serios și nu vorbește și are traume și după aceea vine Freddy cu și e foarte tare. Freddy vs. Jason. Desigur, dacă este acum, cred că trecem pe treapta aia când ajungem deja la filmele mai bune de groază și primul ar fi Cabin in the Woods. Deși probabil nu o să înțelegeți ideea acestui film, este probabil cel mai ingenios film de groază pe care l-am văzut în ultimul timp. Cabin in the Woods spune despre povestea aia clișeică, cum 5 oameni trebuie să ajungă la cabană, unul trebuie să fie inteligent, unul sportiv, unul nu știu ce. Și e foarte parodia și e și de groază în același timp. E foarte tare, l-am văzut la un prieten și eram un pic confuz la început, după aceea am zis, oh, asta e ideea, Cabin in the Woods. Următorul ar fi Carrie. Ăsta nou, dacă aș citi cartea, chiar este un film super tare, l-am văzut la cinema, nu este chiar de groază, dar e gen, bă, ce tare e tipul asta, nu este foarte puternic de groază, țineți minte asta, este, bă, e fain, ar vrea să fiu ca Carrie. Și acum cred că le tragem așa un pic, pentru că astea sunt ultimele patru filme pe care vi le recomand și începem, desigur, cu Evil Dead. Evil Dead este un film super tare, remake-ul și seria veche de 3 filme este extraordinar, dar Evil Dead l-am văzut la cinema și eram chiar curios. Machiaje, efecte, groază, sânge, tăiat, tot ce vrei tu are Evil Dead. Dacă nu l-ai văzut deja, trebuie să-l vezi, pentru că a fost unul dintre cele mai bune filme de groază pentru mine. Nu, a fost cel mai bun film de groază pentru mine anul trecut. Și desigur, The Conjuring, sau Printre Demoni, cum am auzit că toți spun băieții pe, sau fetele pe Facebook. The Conjuring a fost pe locul 2 pentru mine anul trecut, cel mai bun film de groază. Și a fost super tare, l-am văzut la cinema cam așa. M-am dus la cinema cu fosta mea prietenă pentru că mă uitam și am zis, hai să vedem un film de groază la cinema pe lângă Evil Dead, care să fie chiar de groază. Uite, The Conjuring pare foarte bine făcut. Deși pare clișeic, pentru că doi tipi din ăștia care să genul spiritism. Dar pe parcurs vezi cât de bine este executată povestea și decorul și ambianța filmului. The Conjuring. Ultimele două filme sunt cam de bază, gen astea cele mai bune. Gen. Dar toate trebuie să le vedeți.
Vedeți, căcat. Ar fi Nightmare on Elm Street. Deci pe lângă, na, trebuie să vedeți toată seria veche pentru că merită. Este pur și simplu mult prea awesome. Filmul din 2009, dacă nu mă înșel, l-am așteptat foarte mult, nu a fost la noi în Timișoara la cinema. Nightmare on Elm Street este o adaptare sau un reboot mult mai dark, mult mai întunecat față de primele sau seria veche. Recomand cu drag Nightmare on Elm Street, deși s-a căcat cam toată lumea pe el. Nightmare on Elm Street. Și ultimul film, exact filmul de bază din acest top, este The Mist. Deci dacă n-ai văzut The Mist, care ține vreo 2 ore și ceva, l-am văzut de 4 fucking 5 ori și eram cu prietenii, l-am văzut toată singur, după aia l-am văzut cu 2 tipe, după aia l-am văzut cu 2 prieteni, după aia de fiecare dată când mă duc undeva și ceva mă întreabă, bă, un film de groază repede, Nightmare, The Mist. De ce? Pentru că tipul ăsta, filmul ăsta, deși, da, povestea este scrisă de Stephen King, evident, scriitorul meu preferat, dar are cel mai tare fucking final dintre toate filmele pe care eu le-am văzut, mai ales de groază, are un final fucked up. Și chiar aștept să-l vedeți, să-mi spuneți părerea voastră despre final în secția de comentarii. Bun, și cam asta a fost cu topul ăsta mic cu filme de groază, ca să nu mă mai întrebați, bă, Zucră, ce e filme de groază? Cam pe asta le știu. Un film de groază care iar am auzit că este discutat anul ăsta, deși nu l-am văzut și nu pot să garantez, este Oculus. Oculus a fost foarte discutat, nu l-am văzut, poate o să-l văd, nu știu, nu mă atrag așa de mult filmele de groază. Oricum, verificați-l voi și spuneți-mi în secția de comentarii dacă este bun sau alt film care v-a surprins din topul meu. Nu uitați, dați un share pe Facebook să umplem lumea, un like pe YouTube, un subscribe să devii locuitor, mersi că ai urmărit, ne vedem fucking data viitoare! No!